Nu se focalizează. Salutare, dragi, bine ați venit pe canalul Kyodol. Da, așa mă numeam. Da. Astăzi vreau să fac colecția mea de desene hashtag 2, pentru că am mai desenat destul de mult și de ce să nu. Deci, scuzați zgomotele de pe fundal, dar vecinii mei s-au decis chiar acum să spargă chestii din casă sau nu știu, se aude ceva și e cam deranjant, dar da, n-am ce să fac. Pare rău că luminozitatea se nu este cea mai bună, dar afară plouă și e atât de urât afară încât trebuie să filmez cu becul. Și aș vrea să filmez cu lumina naturală de afară, pentru că de aceea avem nevoie de lumină să filmăm, da, mă rog. Aș fi vrut să filmez cu acea lumină, dar din păcate nu am putut, așa că da, o să începem cu desenele și vreau să zic că am schimbat, adică le țin într-o mapă pe toate și o să vă arăt cele pe care mi le-am prezentat. Haideți să începem. Deci, da, după cum v-am zis, așa e mapa. Am pus niște foi ca să se vadă mai frumos, dar degeaba. Stați, deci asta nu trebuia să mă arăt. O să dăm de la niște desene pe care vi le-am mai prezentat. Ah, da, deci, de aici începem. Acest nor care vomită un curcubeu, adică da, este super cute. Ploaia. Și scrie, am scris Rainbow Power, puterea curcubeului, dar mă rog. Uitați, este frumos. Acest desen cu Donut Party. Puteți vedea că scrie aici Donut Party. Și se vede camera. Uitați umbra camerei. Și stă cu coașa zboară și da, sunt super drăguțe. Și acest desen îmi place mult. Uitați pagina, mă rog. Haide mapa mai încoace, așa. După care pe spate am acest desen. E un cerc și are doodle, adică e așa cu doodle înăuntru. Dar nu e cel mai reușit, dar totuși îmi place. Acesta vi l-am mai prezentat, la fel și acesta. Acesta nu vi l-am prezentat. Deci am scris cute cu 2 de T. Deci mi-am dat seama după ce am scris, dar tot așa, e un cerc cu un doodle înăuntru, dar nu e prea reușit. Am vrut să scriu cute dolls, dar mă rog, nu prea a reușit. Acest desen, deci îl ador, chiar dacă e o schiță și într-adevăr aș fi putut să fac, să-l continui și cu fața, dar n-am vrut să-l stric, așa că a rămas așa. Uitați cât de frumos este, eu îl ador, deci pot să spun că îl ador. Dăm pagina. Această fată care ea nu e o schiță, ea are și față. Eu zic că mi-a ieșit destul de bine. I-am colorat doar ochii cu niște marcăre. Ignorați partea aceea. Deci, eu zic că e drăguț. După aia urmează acest desen. Deci, da, e gen din Adventure Time și am scris Princess Bubblegum with her friend. Adică, Princesa Bubblegum sau Princesa gumă de mestecat sau așa, Bubblegum cu prietenii ei. Și nu vă spun numele lor, astea prințesa Bubblegum, nu știu exact, sunt confuză la numele lor, nu prea le știu numele, dar eu zic că desenul a ieșit drăguț, l-am găsit pe internet și am încercat să combin. De ce să mai pun pauză când pot să întorc cu voi live după acest doodle care le-am făcut destul de recent și chiar îmi place. E așa colorat, e drăguț. Like. Aici, I love Nutella pentru că da, îmi place și mie Nutella. Uitați, e drăguț. Și e o fată care face baia Nutella și îi scrie I love Nutella, Nutella life. Ah, nu, am scris eu, am scris-o prietena și de aceea nu prea înțelegeam și nu de la Nutella. Și dacă face baia Nutella. Ce drăguț, nu? Și pe borcan scrie Nutella. Da, asta e desenul. A, pagina, uitați, uitați, nu se focalizează, uitați, așa, gata. Aici e desenul pentru concursul lui clubului Claudine cu Soiluna. Nu prea. Deci nu pot să zic că sunt cea mai mare fană, dar e ok. Oh, ploaie! Se aude ploaia! Eu zic că mi-a ieșit destul de bine. Nu știu, mi place, nu știu. Această schiță, dar mă rog. Inițial am făcut un cerc cu compasul și eu am desenat o sirenă, după am zis să mai fac una. Și e așa. Nu e cel mai reușit sau cel mai complicat, dar îmi place. Pagina asta mi este cam simpluță. Bun, trecem aici. Care? Oh, sunt și ultimele desene. N-am mai desenat chiar așa mult pe precum am crezut, dar e ok.
Deci am acest desen. Deci asta e pagina mea cu desene favorite. E și cu anime și cu doodle, deci ce vă puteți dori? Oh, Doamne! Deci eu nu pot să filmez în aceste condiții, dar asta este. Afară plouă, se aud chestii pe fundal. Și acesta care este doar o schiță, dar cui pasă, mie chiar îmi place. Și e pagina mea preferată, da. Deci, dacă v-a plăcut videoclipul meu, dați un like, să vă abonați și dacă am asta a fost videoclipul, vă pup, pa!